Tiger Lady. Statisticile sunt neiertătoare. Majoritatea femeilor sub 30 de ani care de mulți ani aleargă dimineața sau seara sunt supuse unor hărțuiri fizice sau verbale. Și tocmai din acest motiv a apărut acest gadget numit Tiger Lady. Chiar din denumire puteți înțelege că dispozitivul echipează utilizatorul cu așa numite ghiare. El poate fi ținut în palma mâinii chiar în timpul alergării, deoarece este destul de mic și nu deranjează cu nimic utilizatorul. În timpul utilizării a acestui gadget se sugerează să-l strângeți în mână în așa fel, încât printre degete să iasă lama mică și optimă pentru protecție. Tiger Lady are două avantaje principale. În primul rând, ajută în timpul luptei cu infractorul și în al doilea rând, păstrează particulele de ADN pe palme, cu care mai târziu vă veți putea adresa la poliție. Monkey Fest. Dacă printre voi există persoane care înțeleg în noduri, atunci invenția respectivă ți se va părea interesantă. Totul constă în aceea că pumnul maimuței este un termen care se numește nod decorativ din frânghie. Mai de mult, el era des folosit în flota de navigație. În cazul nostru, pumnul nu este decorativ. În interiorul nodului este ascunsă o mică bilă de oțel, care poate fi utilizată pentru autoapărare. Pe capătul celălalt a gadgetului se află un fermoar pentru a putea purta bilă ca un breloc. Și ultima caracteristică constă în aceea că aceasta se desface și se transformă într-o pereche de coarde, care au lungime de 360 de cm. Bineînțeles că acestea pot fi folosite în diferite cazuri. InstaFire Extreme. Acest dispozitiv este o alternativă a invenției cu ghiare, pe care urmează să o vedeți. Ca armă, în InstaFire Extreme este folosit spray-ul cu piper, de care practic oricine se poate folosi, doar că în acest caz nivelul de comoditate este mult mai mare. Spray-ul este fixat pe mănușă în așa fel încât în timpul alergării sau plimbării el să fie prins de mână. Deci, dispozitivul respectiv va economisi secundele prețioase care de obicei se duc pentru căutarea lui în geantă sau buzunar. Cyber Pepper Spray Launcher. Dispozitivul de autoapărare pe care îl vedeți pe ecranele voastre arată ca un simplu pistol, însă acesta este o alternativă optimă și sigură în utilizare. Acesta este un pistol care în loc de gloanțe trage cu capsule cu piper. Raza de tragere este de 53 de metri, asta înseamnă de 10 ori mai mult decât raza unui spray standard. Însă asta nu este tot. Pentru a neutraliza atacatorul, nu trebuie neapărat să țintiți direct în el. Când capsula se sparge în jurul ei, se formează un întreg nor de gaz cu o rază de 2 metri. Asta înseamnă că proiectilul va funcționa chiar dacă cade lângă atacator. Iar dacă totuși bila care se deplasează cu o viteză de aproximativ 100 de metri pe secundă îl va atinge pe infractor, atunci îi va crea un mare disconfort. Gazul închis în capsulă provoacă o senzație de arsură în zona feței, tusă puternică și lacrimi. Însă toate acestea, în general, sunt inofensive pentru viața lui. Dar în plus, este mai mult decât suficient pentru a neutraliza pe infractor și de a obține timp pentru a fugi. De asemenea, pistolul Saber trage mai multe bile odată, deci automat este mult mai efectiv decât spray-ul simplu. Shade SCH-509R. Dacă voi considerați că armele de foc și reci nu pot fi frumoase, atunci cel mai probabil videoclipul respectiv vă va convinge că nu este așa cum credeți. În fața voastră puteți vedea un cuțit pliabil produs de către compania americană Shade. Lama este fabricată din oțel inoxidabil, iar lungimea ei este de 8,6 cm, în timp ce lungimea totală este de 20 de cm. Acoperirea cu titan protejează suprafața de influențele externe, precum umiditate și zgârieturi. Modelul a fost dezvoltat pentru supraviețuire în aer liber și camping. Clema sigură protejează împotriva deschiderilor accidentale, deci cuțitul poate fi purtat în siguranță chiar și în buzunarul de la blugi, iar suprafața mânerului protejează degetele și nu permite armei să alunece. Și desigur, în cele din urmă, merită de remarcat faptul că acest cuțit pliabil se distinge printr-un aspect unic, și anume prin suprafața hipnotizantă.
Ideal Console. Dacă e să vorbim despre armele de foc, atunci ratarea acestei invenții ar fi o adevărată greșeală. Sunt sigur că și voi înțelegeți că purtarea de zi cu zi a pistoalelor și a altor dispozitive este puțin ilegal și incomod. Motivul constă nu în dimensiunea lor, ci mai degrabă în asta cum vor reacționa oamenii din jur la o persoană cu o armă. Ideal Console este o invenție ușoară și simplă în rezolvarea problemei descrise. Acesta este un pistol brevetat, care dintr-o parte arată ca un telefon mobil. Secretul constă în mânerul mobil. Când arma nu este folosită, ea este pliată în așa fel încât construcția sa preia forma unui dreptunghi. Dispozitivul este destul de mic, lungimea lui nu depășește 14 cm, iar greutatea 500 de grame. Acest lucru înseamnă că, prin buzunar, nimeni nu își va da seama ce se află acolo, deoarece, după cum am mai zis anterior, pistolul pliat are forma unui smartphone. Ideal Console este o armă cu drepturi depline, care într-adevăr poate salva multe vieți în situații critice. Pistolul are o țeavă dublă și trage cu cartușe de calibrul 38. Fast Strike. Vă prezentăm un dispozitiv pentru autoapărare, pentru care nu veți avea nevoie de licență sau abilități speciale. Dezvoltatorul Fast Strike a fost dus de un gând destul de simplu de înțeles, adică de a crea pentru fiicele lor cel mai bun gadget pentru autoapărare, care va permite păstrarea distanței și va avea un principiu simplu de funcționare și utilizare. Fast Strike este un fel de bici cu un vârf metalic. El este flexibil, dar destul de dur în același timp. Așadar, după lovire, acesta provoacă un disconfort foarte grav. De asemenea, producătorul s-a asigurat că Fast Strike să fie confortabil de transportat. În primul rând, dispozitivul este destul de ușor și nu depășește greutatea de 85 de grame. Iar în al doilea rând, gadgetul este puțin vizibil și va încăpea perfect în buzunarul blugilor sau în bucla curelei. Și în cele din urmă, de comoditate răspunde clema metalică. Lungimea cozii este de aproximativ 38 de cm, iar acest lucru permite păstrarea inamicului la o distanță sigură de voi. Este interesant faptul că partea din spate nu accidental are formă ascuțită. Mânerul poate fi strâns în pumn și de asemenea poate fi utilizat pentru autoapărare. Iar materialul este suficient de puternic încât este capabil să spargă geamul mașinii. Cum un simplu boschetar a devenit milionar în urma unei întâlniri cu un polițist? De ce fiica unui businessman a regretat foarte mult după ce l-a părăsit pe iubitul ei? Cât de bine poate trăi un om pe o insulă din 150.000 de sticle din plastic făcută de el însăși? Răspunsurile la toate aceste întrebări le puteți găsi pe canalul Smart Child. Hei prieteni, cam atât pentru astăzi. Dacă v-a plăcut episodul, atunci rupeți butonul de like și scrieți-ne în comentarii care dintre aceste gadgeturi v-au impresionat cel mai mult. Iar pentru a nu rata următorul episod, atunci porniți clopoțelul de notificări. Pe curând!